Ти ж тут сушалек, да? Нас тут покажут. Нас вода нікуди коло. Ну, есть такое-такое, это калибр разницы. Все, пошел. Все, летит. Вот так. Вот городочек. Это здоровая рыба, как можно еще делать. Потому что амур вот этот тапик. Амур, он питается в основном вот такими водорослями, камышом. И, амур, да? Амур и белый, и черный. Sunt mai multe specii. Este novac, este șaleu, este crab, și așa mai. Sunt vreo 4-5 specii. Ca atare este programat că în iazul Valea Morilor să fie mai mult de 10 specii diferite, care ar fi prins de amatori. Și toate speciile mănâncă iarbă? Toate nu, am adus în primul rând, am adus novac care mănâncă iarbă și de aceea au fost dus amăia. A venit și o tonă de pește care o să ajute să fie revitalizată mai repede zona. O tonă de pește este prima tranșă, urmează să mai fie adusă. Încă o cantitate de pește, o să discutăm cu cei care se pricep mai bine în domeniul piscicol, să vedem care este cantitatea maximă care poate fi adusă acum în toamna acestui an, astfel încât vegetația din lacul Valea Morilor și flora și fauna să intre într-un echilibru firesc. După 5 ani de zile, peștele revine acasă. Este un cadou din cele ce mi s-a comunicat cu ocazia hramului Chișinăului, din partea colegilor. Și evident o să invităm acum la hram, spunem aldămaș, cum se face la gospodari. Mai departe o să fie cu plată, cred. Este și firesc, nu este nimic. Noi eram pregătiți să achităm și pentru această tranșă, dar pentru că au dorit să facă un asemenea gest, după cum spuneam, aldămașul din partea noastră. Invităm la hram, vă invităm la toate manifestările, la recepția care o să aibă loc pe data de 14, la Casa Sărbătorii, dar vă rugăm să veniți în echipă completă, și muncitorii, și proprietarul lacului, de unde au venit, care s-au împărțit cu peștele cu noi. Da, vă mulțumim frumos. Asta e de la Iisus Hristos, nu? Cu peștele. Asta e o donație, să spunem așa, din partea asociației, de aceea că totuși mai mult de 3.000 de oameni ce trăiesc, care sunt membri asociației. Nu vine să-l prind, amul să-l scoate din mine. Am un trebuie de păzit, asta e principal. Da? Da, domnul Suc, să pui în post, să nu de voi să pescuia. Da? Poliția poate pescui. Domnul primar, eu aici am propus ca din partea... Aș fi bine să fie închis până la vara anul viitor. Aș fi bine să fie. Screască uleac, pești să fie de-am interes. Să avem interes de pescuit. Bine, gestionarea trebuie de luat în trebuie. Gestionarea trebuie să fie serioasă. Și după aia se poate organiza și pescuit sportiv și organiza și competiția asta. Atunci vă rog, domnul Caruț, îi transmiteți să... cum să vă spun eu? Program. Programul, da, de întreținere. Adică ce trebuie făcut în așa fel încât... Noastră, ca oameni care vă ocupați, mai în special de problema asta, cum trebuie mai departe întreținut lacul în așa fel încât să putem organiza și concursuri de pescuit sportiv? Exact. E organizată paza din preav de primărie, că într-adevăr aici a depus un post poliție, că e și normal, în primul rând, e parc de zonă de odihnă, și în a doua rând, și o gestionare normal. Okay. Și după aia se organizează. Dar am în vedere cât pește trebuie să fie într-un iaz de 34 de hectare. Până la 5 tone, da. Asta e normă? Enormă, da. Dar aceia care se mulțește de pe urmă. Schis lavăcă. Numai sportiv și gestionează. Da, până în primăvară, spunem așa.